Bună ziua! Numele meu este Iris Chirai și sunt autoarea volumului de poezii Între liniște și tăcere, publicat în luna iulie acestui an prin intermediul editurii Caiete Silvane cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a participa la cea de-a 13-a ediție a zilelor revistei Caiete Silvane. Chiar dacă nu sunt prezentă în mod fizic, ultimul an și jumătate ne-a învățat să utilizăm mijloacele tehnologice cu scopul de a ne reuni, de a fi mai aproape unii de ceilalți, cu gândul și totodată cu emoția, dincolo de distanțarea socială. Această capsulă video este în primul rând un gând pe care doresc să vi-l transmit cu dor, în ciuda barierelor care au părut că ne separă constant încă de la începutul pandemiei. Am să încep cu câteva vorbe despre mine și despre volumul meu. Tot în luna iulie acestui an am absolvit studiile Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai, specializarea norvegiană-engleză. În prezent locuiesc în Norvegia, fiind studentă la Universitatea din Oslo. Tărâmul nordic, precum și cultura scandinavă, reprezintă pentru mine două dintre principalele surse de inspirație pentru volumul meu de poezii. Când am vizitat Norvegia pentru prima dată, în urmă cu 3 ani, am rămas surprinsă de candoarea și de căldura sufletească a oamenilor, în ciuda unor percepții stereotipice, a miturilor care gravitează în jurul comportamentului social al nordicilor. Tot atunci am descoperit piatra de temelie a ceea ce urma să fie cea mai de preț învățătură, pe care am încercat să o expun în diverse variante și forme în volumul meu de poezii, iar această învățătură este liniștea. În literatura de specialitate nu există prea multe studii despre conceptul de liniște. Desigur, aceasta poate fi adesea asimilată cu pacea interioară, cu ceea ce am numit noi în limba română tihnă. Dar, pe de altă parte, de cele mai multe ori se produce o confuzie la nivel semantic între ceea ce liniștea simbolizează și ceea ce tăcerea, sinonimul său parțial, presupune. În ambele cazuri, acestea pot să producă un impact clar atunci când aducem în discuție, spre exemplu, studii din sfera identității culturale și cum se reprimă acestea la nivelul modului de gândire individual. Îmi place să compar liniștea și tăcerea cu două cercuri concentrice. Liniștea, în esența ei, izvorăște din mai multe surse. Pentru mulți dintre noi, originea cea mai clară este reprezentată de natură. Adânc, în sufletul pădurii, acolo unde realitatea noastră zgomotoasă nu poate să altereze ecoul liniștii. Pentru alții, aceasta poate să fie sentimentul pe care un părinte îl simte atunci când își cuprinde copilul în brațe. Pentru sufletele sensibile, liniștea poate fi chiar arta inefabilului, capacitatea de a-și găsi starea interioară necesară creării actului artistic. Pe de altă parte, tăcerea este văzută mereu în corelație cu abilitățile umane. Și anume, în acest caz, încetarea actului de vorbire prin cuvinte. Tăcerea noastră este prima treaptă spre descoperirea liniștii. Iar aici nu este vorba despre abandonul comunicării, ci de realizarea că, odată ce ne descoperim vocea interioară în lumea gălăgioasă în care trăim, vom fi capabili să ne deschidem sufletul și spre alte detalii periferice ale vieții. Liniștea sau tăcerea nu înseamnă nici de cum lipsa oricărui sunet, ci armonizarea noastră, sau mai degrabă conectarea noastră intrinsecă la realitatea în care trăim. Astfel, revenind la analogia noastră inițială cu cele două cercuri concentrice, vom putea afirma că mai marea liniște cuprinde și tăcerea în plenitudinea ei. Mulți ar spune că e un plan tipic unui visător, dar volumul meu de poezii vorbește și despre importanța visurilor, de a rămâne mereu curioși, precum un copil, de a fi curajos îndeajuns încât să ne avântăm înspre colțurile nedescoperite ale interiorului nostru. Ceea ce am scris se naște din dorul meu față de oameni. Am încercat să observ fluiditatea compoziției noastre interioare și să redau, totodată, vidul cuvântării moderne. Volumul meu este într-o oarecare măsură rodul mai multor etape premergătoare dezvoltării mele, atât ca persoană, cât și ca iubitoare a sensibilului, a frumosului, a inefabilului. Cele 3 secțiuni ale volumului meu sunt Liniștea iubirii, Liniștea nordului și Tăcerea orașului. Acestea prefigurează câte un element cheie al universului meu interior pe care am încercat să-l deschid în fața cititorului. Decorul, după cum am menționat anterior, este situat între liniște și tăcere,
unde în prima parte iubirea este izvorul nestrămutat al credinței, al visării, al curiozității adolescentine. A doua parte a volumului reprezintă întâlnirea dintre două culturi diferite, două limbi diferite și două suflete care contemplează măreția Nordului, fără prea multe cuvinte. Ultima parte prezintă unele dintre gândurile mele despre contemporaneitate, într-un univers de plin tehnologizat și robotizat, tocmai pentru a sublinia rolul catarctic și însemnătatea visurilor. Acum, înainte de a încheia această capsulă video și de a o trimite înspre dumneavoastră, aș dori să vă citesc câteva dintre poeziile mele. Voi lua câte un grupaj sau două din fiecare secțiune pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra volumului. Prima poezie este intitulată Filosofia visurilor și este luată din secțiunea Liniștea iubirii. Mi-aș dori ca într-o zi să pot preda filosofia visurilor. Doar așa realitatea s-ar putea contopi cu orizontul idealurilor unui visător sub apăsarea norilor care se preling neîndemânatici deasupra creștetului lunilor din an. Aș vrea ca toate visurile mele să picteze răsăritul, iar la marginea tabloului de lumini să zăresc o pată mare, albastră, imperfectă, la fel cum e cerneala stiloului meu prelinsă de la degetele mele până la bifurcațiile acestui suflet. Și atunci să pot întinde mâna mea murdară de atât de multe visuri până la punctul de pe cerul vieții mele unde Dumnezeul emoțiilor se roagă pentru speranța tăcută a tuturor oamenilor care mai cred în aceste visuri. Mi-aș dori ca într-o zi să pot preda filosofia visurilor. Doar așa speranța mea va putea atinge zenitul pe care cel dintâi profesor l-a ținut între palme și a creat idealul omenesc care se naște din liniște și din păcat. Cea de-a doua poezie este luată din secțiunea Liniștea Nordului și este intitulată Ultima stație. Tăcerea îți apune peste suflet și chiar dacă niciun cuvânt nu se mai joacă pe buzele tale, eu tot văd cum o baladă veche, din timpurile mitice ale Nordului, se întrece cu lumina irisului tău. Ochii tăi căprui rup această liniște atunci când controlorul ne spune că dincolo de Sonsvan, dincolo, nu mai există nicio stație. Dar el nu ți-a privit nemărginirea de sub ploape, atunci când vântul îți împletește câte o bucată din fiord peste melodia emoției primului cuvânt învățat în dialectul care ne separă. Lumina Nordului este poezia care încheie grupajul Liniștea Nordului și aceasta este: te caut la marginea tăcerii, te aștept să vii acolo unde se stinge lumina Nordului. Următoarea poezie este luată din Tăcerea orașului și este intitulată Baloane de săpun. Speranța se sparge ca un balon de săpun, atins parcă de creștetul lui Dumnezeu. Totul este un vid alb care îi rumpe în tăceri, iar oamenii mei sunt vântul care îmi fură visul. Mă pierd printre străzile orașului, acest oraș tăcut, pustiu, neon. Dar eu aș vrea să respir eternitate și să pot alerga printre păpădii, acolo unde florile nu se destram atunci când sunt atinse. Iar ultima poezie pe care doresc să vă citesc este tot din ultima parte și este intitulată Tehnologia modernă. Lacrimi digitale. Sufletul meu se crapă printre orizonturile ecranului fără margini fizice. Autoportret. Telefonul surprinde asimetria chipului meu și mă ancorează în această realitate pe care eu nu o pot cuprinde. Nu simt cum putem trăi limitați de finitudinea celor patru colțuri digitale, celula existenței noastre. Suntem micșorați la infinit să pătrundem semnul inoculării unui sentiment uman și nu a sentimentului în sine. Iubire digitală. Îndrăgostiții sunt separați de celulele ecranelor și pot să își vadă doar ochii pixelați, șterși. Tehnologia modernă anulează barierele. Putem să fim împreună la distanță de un ecran și alți 2149 de kilometri, despre care nimeni nu mai vorbește. Aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. A fost o onoare pentru mine să îmi pot deschide sufletul în fața voastră, sau mai bine spus, în fața ecranului, care sper să livreze mesajul și să ajungă dincolo spre voi.
Pentru a încheia capsula video, aș dori să vă spun că volumul meu poate să fie comandat online de pe site-ul editurii Caiete Silvane sau poate să fie cumpărat inclusiv în mod fizic de la sediul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj din Zalău. Vă doresc multă sănătate tuturor și cât mai multă liniște în contextul actual.